După Viking, până intră de Viking. Mai intră un camion și după aia sunt eu. Ca să nu stăm să ne certăm. Care? Da, mă, tată, mai vedea că așa. Da. Nu pot comori. Salutare! Mă dau mai aproape, băieții! Sebastian a dat-o de două ori. Aia GPS în pușca mea, mă pune să mă învârt acolo, băgam, ia... Bă, câți kilometri mă pare că trebuie să facem? Mă pun pe mult mai bine, până plecăm. Că îți faci la fel. Gata, fumez o țigară și după aia. Uite, acum voi intra și eu, colegul. Vezi cine o să trebuiască să dea de la... De după Viking, următorul camion. Al doilea, de fapt. Ok, colegul. Tibițul nu așa nu vorbă, trebuie să-l iei. Bun, cred că mă aud și eu acum pe live, frumos, așa. Bun. Trebuie să vedem cum ne auzim, ne auzim bine. Bă, câștia nu trebuie. Vedem cum ne auzim. Care din ei aici am o peste mine? Ne auzim cât de cât, ne auzim. Ne auzim ok, 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 ok. Care din ei aici am o peste mine? Test, test, test. Care din ei aici am o peste mine? 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 Hai, să mă dau un spațiu. Da, bă, să vă apăs un nou ban. Tibițule, nu vezi cum stă aici? Ha, mă, bagă-te, ca să văd ce cum mă parchez pentru tine. Doamne, să nu-mi trimit. Așa cum pică, s-a băgat cu ăsta. Tibiț s-a băgat în locul meu. Ai, că de cam asta aia acum, ce vrei? Da, mă, dar i-am zis când am ieșit un pic. Vedeți că după Viking, al doilea camion sunt eu. Al treilea. Acum s-a treilea. Ești al...
Okay. E dar primul e Viking, pa asta e cine mai după Viking? Dexter. Bun, cred că m-au și eu mai bine acum că Parcă așa de ar fi bine. Ok, băieți, hai că vă trimit linkul de la live. Edor, la cât timp plecare? La 9? La 9 plecare? Da. Hai, pe la 9, cred că... Edor, la cât timp plecare? La 9? Da, la 9, da. La 9 plecare? Da. Kick. Hai, pe la 9, cred că... Bă, care se uită? Stai, ce așa cum... Pe ce-i băgat? Pe general? Ai trimis link-ul? Acum îl trimit pe general, da. Ok. Stai, așa. Pe ce-i băgat? Pe general? Da, Dima, bă, coaie, care să uită, mă, că eu răspund de două ori, mâncava-s. Ok. Eu nu mă uit. Dima, bă, coaie, care să uită, mă, că eu răspund de două ori, mâncava-s. Eu nu mă uit. Bă, mie, nu știu dacă pot să stau în sensul cu voi, că am picat netul. Dima, bă, coaie, care să uită, mă, că eu răspund de două ori, mâncava-s. Eu nu mă Panai tinel. Da. Da. Stația 3, da, colegi? Să trăiască colegii! Păi mă aud că sunt și pe aia, nu? Vă rog să scrieți în chat să nu vă luați kick. Bă, stai la marchez de tir, că și plecăm. La fix plecăm, la fel, la... Deci până atunci ar parchez și tirul, mai mă restream și eu. Până atunci parchez și tirul, la fix. Ai văzut că ai nu? Tibiță, da? Da, mă, da, mă, loc.
Băieți, sunt un pic mai în față să vă dați, vă rog frumos. Cam așa. Cine, mă? Cine are, mă? Sebastian, ce faci, mă, intri în mine? Bă, la fel. Bă, nu la fel. Și Sebastian a trebuit să schimbe grela din față. În fine, las așa. Hai, plec, frate. Sunt poziționat ok, Panait? Nooo, ce-ați făcut, boșilor? Avem doi, mă. Ce ați făcut, boșilor, că v-am luat locul sugeți acum? Vezi, bă, ce bine că ne-am strâns. Le-am luat locul la bulangii ăștia. Vezi, uite. Uite-te aici, vezi. Bine am făcut că am venit eu mai devreme. Păi, clar. Mereți, bă, acasă. Te-au zis, bă, vor să intre aici lângă noi. Da, să intre, dreaba lor, că aici, în partea asta, nu. Hai, partea ta balotanilor. Hai, tibițu, la poză, mâncați iași. Stai, frate, că... Bun, băieți, să intrați pe chat general, că v-am trimis link-ul, să-l puneți un pic acolo până ce pornim pe grupurile de... Stai, mă, apropii, că după aia... Hai, gata, dă-mi învăța că e bine. Panait, e bine, da? Gata. Stai așa, că unul nu e egal. Nu sunteți egal, nu cal așa. Stai așa, bă, să vedem. Bă, acolo, Eduard. Acolo la prima linie. Mai în față la linia aia, că avem văzut acolo. Bă, vezi că ai luat kick, mă. Cine, mă? Tu! Nu am cum, frate. Ba, ai. Nu, mă! Ai luat kick, mă! Ai luat kick, nu înțelegi. Acum mi-a apărut și mi-a luat kick acum. Neapărat. Bun, băieți, în linie cu mine, cu băiatul, cu Viking, cu... cam așa. Bun. Ai de capul meu cât sunt ăștia, bă. Bă, ce pula, mergeți de aici acasă. Aici vă strângeți. Nu știu mai bine când s-a stat. Hai să facem poza. Bun. Vezi că Catona Sebastian nu ești egal. Așa un pic. Așa, bun, perfect. Bun. Hai, facem așa, pac. Pac. Bun. Inel, ești acolo, doamne, feri. Un pic mai spre... Da, da. În mijlocul lui Dexter, așa, pe o parte, dacă te poți băga. Edor. Da. Vei că o să prep ultimul convoi. Păi? Păi eu eram ultimul, Nu, lasă, că nu-i problemă, poți să... Da, ultimul, hai. Bun. Tu. Ok. Bun. Bă, ce fain suntem. Suntem numai 5, dar... Vin și acum. Stai 2 secunde. Hai, răbdare! Ăștia-și face reclamă lângă noi, mâncamă ăștia. Cum? Ăștia-și fac reclamă între ei, adică zice că sunteți cea mai bună companie, că nu știu ce. Da, we're from Poland. Mersi. Ăștia, pe ce loc sunt echipa asta care e aici, firma asta? De lângă noi.
Nu știu, dar da, nu e... Nu cred că e din România. Energy Transport. Mamă, ce le-am zis? Ăla-i, mă! Ăla-i, mă! Bun, băieți, ați pus pe grupuri. Da? Ați pus pe grupuri link-ul. Da! Hai că mai avem 9 minute. Vin și acum. Vin și acum. Cine, cine, cine vine? Eu, mă. Dar unde ești, bă? Termin la kick. Hai, mai repede. Pe chat ca să nu vă mai luați kick. Nu-mi vine prea netul, mă, de-aia, mi-a stat afară. Suntem aici. 3 camioane. Hai așa să vă fac, fac o poză pentru Insta, bă. Oh, bun, colegu. E pilotul. Fim frumoși, așa. Mă, fain, suntem frumoși. Normal. Avem echipă, avem valoare. Avem echip, firma cea mai mare. Ăla-i. Corector. Hai, mă, dată. I-am făcut și logo și slogan, ce mai vrei? Ăla-i, ăla-i. Acum să-i pute toba, nu? Se pute toba. Ce-s lângă, băi? Ce-s lângă ăștia lângă noi, mă? Ce? Cu ăștia ce-s lângă noi? Păi, au și, cum voi aici, dar nu, ce să zic. Hai, gata, mergem? Hai să-mi. Nu, 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 stai, nu, un pic. Tibiță, dar nu plecăm și noi la nou, cum a zis șeful. Păi aia zic că... Iar da, faci plecările sau plecăm așa în linie, cum suntem? Nu, nu, stai, încă nu, încă nu. Dar zic acum, ca să știu, că vreau să plecăm așa cum suntem, fiecare păi... linie. Păi cum suntem fiecare în linie? Da. Păi cred că, cred că e perfect, deci, uite, fii atent, perfect. Plec eu, pleacă Viking, Dexter, Sebastian, Corcio da, da, da. Și Tibitsu. Da, da, da. Perfect, așa. Tibitsule, da. Zi-mă. Bă, mai bine, lasă-l pe... Mă bag eu în fața lui ăsta, mă bag după Sebastian, că dacă m-ai lăsat la gaseară și intru în el... Ok. Mă bag eu în fața pe Sebastian și mai bine ăsta... Atunci am glumit cu tine, dar cu la convoaie nu fac asta, asta nu știu. Băi! Care a pus mă muzică? E doar mă. Eu am pus pe Insta, mă. Mă gândea. Bun, perfect! Eu cred că nu mai are rost să așteptăm. Da-ți faci pod, hai, fă. Gata. Bun, perfect. No, bun, escorta poate să pornească. Bun, cum e și plecăm în linie și la sens generatorul ieșim la a doua. Ziceți când ați ieșit toți din firmă. La următorul strângerator facem la ieșim la prima. Nicule, stai în patru. Da, nu, stai. Așteaptă. Am puțin lab, dar e ok. Ha. Am lag pentru că știi, fac și live și și ăștia aici, dacă n-ar fi ăștia aici, ar merge bine, știi? Bine că da, merge da, da. Bine, dar na. Ne-am strâns toți? Da, da. Da. Limita de 60. Bun, dă-i.
Metele 50, vine curbe periculoasă. Bă, stați mașca, nu e nimic în spatele meu. Imediat vin, mă. Doi. Reducem la 40, vine sângeratoriu. Deci la primul. Să-ți pare? Dă-i, dă-i, poți să dai. Limită de 60. Limită de 80. Mamă, să vezi ce fain se vede pe live, toți în spate, să văd pe live. Doamne, ce fain să văd. Frumos sunteți, bă. Mulțumim. Reducem la 60 și intrăm pe autostradă. Reducem la 40. După ce am intrat toți pe autostradă, putem să... limita va fi de 90. Ok. Pat pe Instagram, să știm să căutăm. Cum sunt eu? Da, da, da. O să vă dau după Instagram-ul meu. După live să-mi amintiți. Ok? Ok. La prima bandă. Asta nu se aude pe live, așa-i? Ba, da, suntem pe live. Ba, da, viking, ba, da. Ce să faci, stai, știi? Ah, ce futib? Ce te-au... Ce frumă? Ce s-a numărat? Stai așa, ăla, că vreți să vin și eu. Redu. Redu un pic. O mică problemă. Zic. Ce-ai făcut? Tu ai intrat în mine. M-ai intrat tu mine. Dar în fin, hai. Dă-i în față. Iară-mă problema aia. Ce faci, mă? Care-i distanța la convoi? Da, Nicule, care-i distanța la convoi? Băi. Da, mă, și tu ai pus... Frate, distanța... Băi, nu vă mai certați, ok? Bun. Vă rog frumos, distanța la convoi îi umc un camion în fața voastră. Aia e distanța. Părăsim autostrada. Reducem la 40. Hai că eu dau cu 100, că vă prind din rău. Ok, ok. Dai cu 100 dacă le prind. Reduce la 30. Aoleu. Opriți, reduceți. Opriți toți. Opriți. Bun. Vedem ce face domnul, că dacă nu ia, că ești pe live, poți să...
Așa, să-i fac și o poză la nume, îmi blochează un convoi. Dacă zice sorry, mă, lasă-l, mă-mi face. Sorry, dar eu s-a ce aruncat. Ce s-a aruncat, mă? Ce puțin, mă, timp? Băi, am lag. Îmi pica și nete și mi-a zburat în un aer. Am văzut. Am atras să ajung pe colegi. Am înțeles okay. Care a fost treaba, mă. Ca să ne prindă unul de-a lui. Fii atent că vine unul de-a lui după noi. Eu să mă. Nu, mă, că e unul de-a lui. Băi! Băi, mă uitam în spate. Ce dracu, ce ai făcut? Când nu a plecat intra mână ăla. Aha. Intrăm ca a doua bandă. În bă, ar trebui să-l confund și pe GPS ăla și vin acolo, vin acolo. Mergem cu 90? Ce patinează, mă? Limitai de 90. Dar nu-n spate, mă, du-te-mi. Bă, te Îi dau cu 100 să vă ajung, colegii. Dă-i. Okay. Tu de toți în spate? Eu sunt în spate, care vine acum, în viteză. Mamă. Opa! Tu ai grijă. Măi, eu mai încerc că la mine plouă, bă. În față avem drum cu plată, reducem la 50. Vă rog să țineți fiecare să țineți spatele. Vă rog să țineți distanță în spate, vă rog frumos, că aici se întâmplă multe, nu? Ok, ca să faceți telepasul, intrați cu 30, vă rog eu frumos, bun? Cu 30 se intră în telepas, bun? Recepționat. Deci, în telepasul din dreapta, când aveți telepas din ăla, știți să nu plătiți, în dreapta, intrați cu 25 sau cu 20, cu 23. Eu așa intru și trece. Știi, ca să nu dați în... Am anunțat după ce ați trecut toți. Mergem cu 50. Bă! Da. I-am trecut. Vedeți că vine ca ne tuși și nu mai acum trec. Am trecut și eu ultima. Bun. Limitai de 90. Reducem de viteză, pare să trăim autostrada. Vedeți că e Bașită Milan. Ce face? Bașită Milan. Aha, ok. Că la cine te-am eu ajuns și voi. Avem drum cu plată, mergem tot cu 40. Sunteți la a doua barieră. Sunteți în spate ăștia care au rămas în urmă. Eu acum vin de acolo. Că mi-a dat DMC ăla din față, care a blocat traseul, știi? Aha. Și mi se oprește motorul uneori.
Vedeți că facem la dreapta. Păi și am dat în inel, că n-am știut cu de ce o frânat, nu? Intrăm pe prima bandă. Vita de 40. După ce ați trecut de vama să mă anunțați. Am trecut. Toți? Da, eu am trecut ultim. Și după ce am făcut curva, vă rog să mă anunțați. Hai să pot. Acum am luat ultimul curva. Am făcut. Bun, limită de 80. De cât? De 80. Ok. Unde găsim un service, dacă putem să oprim? Să-mi fac camionul? Da, da, noi intrăm în oraș, asta e problema. Nu cred că intrăm. Dacă cumva intrăm... A zis că ca o comandă. Ca să nu mai intri în service. Reducem viteza, așteptăm giratorul. Și și la a treia. La următorul singurătorul ieșim la prima. Mențineți 30 aici, vă rog eu frumos. Chiar și 20. Nu, sau așa. După ce ați trecut de singurătorul, să-mi spuneți. Am trecut, trebuie să zic ultimii. Eu sunt pe în ultim. Aha. Oricum e ultim. Sebastian, ai probleme cu ceva? Cu netul, cu astea, ai probleme? M-a scos din joc. Aoleo. Adică nu mi-a dat crash, am apăsat de prea multe ori shift pentru că pe shift vorbesc și mi-a apărut eroarea. Mm-hmm. Acum ești pe joc, nu? Aș putea să... Da, da, da. O să putem să oprim să da comanda aia de reparare ca să nu mai duc la service? O să reducem viteza. Limita de 50. Dar nu poți să faci din mers? Nu. Ok. El oprește un pic cum eu. Ok, trage. Vă puneți pe avarii și vă trageți mai pe mantele. Ajuns pe mine. Du-te, Ninel, du-te că suntem mulți. Trebuie să încăpem, știi? Bun. Așa. Parcați-vă pe dreapta, vă rog eu frumos. Așa fac și eu o poză, măcar. Știi? Eu îmi schimb tasta de pe care vorbesc. Ok. Bun. Îmi poți spune acum? Play speak. Cum? Play speak. Ok, ăștia din spate ați venit. Unde sunteți? Fără punct, te rog. Așa. Aoleu. Gata? Da. Bun, putem pleca. Limită de 50. Vine curba pericoloasă.
Virăm la stânga. Limită de 30. După ce a trecut tot, s-a mănâncat. Imediat așteaptă să se întâlnesc ca să vin și eu. Și vin pe aici. Limită de 30. Ok. Tu poți să-i dai ca să ne prind. Dar nu, că sunt spatele voastre. A, ați trecut? Limită de 80. Da. Sunt un pic, țin distanța mai mare pentru să nu fac accident. Okay. Bă, pe unde sunteți? Cum unde suntem? Pe nu mai sunt pe voi eu. Acasă, în camion. Păi, eu v-am dat o rută, ați spus tot ce m-am... Adică ați dat pe drumul secundare sau nu? Mi-a dat kick, mi-a dat... Chiar și netul, acum mi-a revenit netul mie. Așa, dar ai dat pe drumuri secundare când ți-am spus la setări? Nu. Păi... Da, acum. Nu. După ce a trecut de calea ferată, vreau să mă anunț asta. Eu am spus să las pe drumuri secundare, na, dar... Imediat așa te spălăcu. Vreau să vină în Milan direct, mă. Vă aștept acolo. Unde? În Milano. Ok, ok. Limită de 90. Că oricum o să ajungi și voi. Cum? O să ajungi înaintea mea, dacă nu intru eu. Limită de 90. Ce să-i dau? Păi pune acolo. Pune acolo. Ala si da eu tu. In fine. Scuze, băieți. Domnul Liviu. Venit. Ne pregăm aseară fără remorsi sau cu remorsi în țara asta? Ce anume? În Milano, ne parcăm fără remorci sau cu remorci? Cu remorci. Facem o pauză de 5 minute în Peco. Pauză? Da. Ok. Vă rog să vă parcați frumos, să nu vă îngrămădiți. Este loc pentru toți. Să văd dacă este. Stai acolo. Eu vin aproape de tine, stai un pic mai. Hop. Eu mă las aici, apoi altă dacă e problemă. Nu, că da, vă băgați aceea pe mantele, lângă noi. Că nu trebuie să vă băgați pe iarbă. Ok, dacă aveți... Sebastian, te-aș ruga să vii aici, că dacă vrea cineva să intre în pe Tibi. Da. Dacă... Unde ești? Ești la Reims? Poți să vii la Reims? Deci pauză de 5 minute. La Reims? Hai că am garaj la Reims. Hai că vin acum. Du-te, deci te duci la Reims. Uită-te pe mapă. Acum te duc pe joc. Uită-te, bun. Mă dau ceva mă, că ai venit frate la mine în camera. Stai așa un pic, când acum un pic. Gata de acum.
Bun, știu unde suntem. Uită-te că mai în jos de Reims, e o benzinărie, vezi? Da, acum de la Reims și mă uit. Nu. Deci, la Reims, ce mai jos de Reims? Mai jos de Reims? Uită-te mai jos, e un național, vezi? Gata, am văzut. Deci îți dă o benzină după, acolo. După vama aia. După vama aia. Acolo. Da, după... La PA4. PA4. Pă, stai așa. Nu A4. Nu pe autostradă. Mai în jos, în jos. Gata. Acolo e o benzinărie și acolo suntem, prima. Deci cum vii pe naționalul ăla, o iei la dreapta, bun? A, gata, am văzut. Hai că te așteptăm, rapid. Hai. Ca să ajung la un service, că am bustierul traierul, 100%. Ce-o până? Nu. Vă rog să scrieți în chat, nu vă luați. Hai că am 89 de kilometri în acolo. Tocobici, trage-te da. Aici lângă Eduard, că ești băgat pe stradă. Hai Tibi, unde ești? Sebastian, mai în față, bagă-te în spatele. Hai, bagă-te în... Tibi, unde ești? Bagă-te lângă Eduard. Sunt pe drum. Sebastian, bagă-te. Am 88 de kilometri până acolo. Hai că mai așteptăm încă 5 minute să vină și el. Opriți faza lungă, vă rog. Dacă o aduci pornită. Eu n-am faza lungă. Bun. Fluci. Sebastian, mai în față. Bagă-te lângă Eduard. Vino aici, lângă mine, în față. Așa. Da, de ce nu l-așteptăm acolo fix înainte să fie pe avarie? Bă! Sebi, ce dracu, bă, băiatule, bă! Bun, băieți, păi, ia că e 8:20 la mine. La mea e 9. La voi, gata. La mine e 8. La voi e 9. Pleacă, e doar plecăm tot în linie, cum am fost. Da, pălere. Limită de 50 până aici în toți. Na, pornim?
Tada! Păi unde e Tibi? Sunt pe drum, barnici că vin cu 100 ceva. Deci de la bizneria cum iau în față. Luați de față la bizneria, nu? Da. Da, mă. Dacă ieșiți în lice, vin și acum mai am 80 de kilometri. M-anunț când vii ca să mă intri în mine. Limită de 50. Vedeți că facem la dreapta. Limita de 30. După ce cine intră ultimul să mă anunte ca să fie. Da. Acum am intrat pe ultimul. Limită de 80. Până vine și Tibi și după aia 80. Băieți, eu încă am modul de zăpadă activat și la mine alunecă foarte tare camionul. Stai-mă un pic. Hai de grijă, hai de grijă. Da. De la benzinărie am dreapta, da? Nu, deci tu la ce benzinărie ești? Unde mi-ai zis tu să vin? Deci, cum ai venit tu, pe unde ai venit tu, te duci tot în față. Că noi am pornit, știi? Că da, de drept în față. Drept în față te duci. Ok. Tot în față, că noi mergem tot în față, tot în față. Nu luăm nici la dreapta, nici la stânga, oricum. Ok. Dă-i tare cât poți. De 70. What? Ce? Bă! Ce ai făcut, mă? Nu mai merge mașina. What? Oprit. What the... N-am damage. What the... Limită de 70. Mi-a părut cu roșu și mi s-a oprit. Thank you.
Restul știți din viteză. La ce aia puteți. Sunteți toți în spate? Da. Nu de obiect. Hai băieți, hai, 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 hai! La mine înțeles că mă fură și n-aș mă rău. Nu-i da atâta, lasă un pic mai, mai mare. Aș încerca să frânesc cu retardă, dar atunci m-a furat de tot. Păi na, nu știu, pentru că eu nu mi-activez modul ăla, pentru că nu-mi place, știi? Eu am mod de zăpadă pe single și ăla îmi place, dar... Cum aveți la mine la voi, mă? Cum? Noi la Milano trebuie să mergem. A, cum? Da. La Milano, la Libelula, parcă. Hai că îmi pun și acolo piesă. Câți kilometri mai avem până acolo? 600. Imediat. 520. Unde avem la Milano? Unde la Milano? La Libelula. Libelula? Da. Nu văd. Acolo, trebuie să fie mai sus, nu în oraș. Reduceți din viteză la 60. Ninel, cât ai tu? Reduceți la 60. Nu. Eu merg cu 85. Nu, 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 zic câți kilometri mai ai până acolo. 525. Facem dreapta. 525? Stai. Stai puțin că mi-a răcat pe rostul. Eu am 590. 509. 500... Nu se poate, noi avem 589, ia. Și mă duce până acolo unde ai zis tu. No, păi atunci hai că vin după tine, hai. Băi, mă, sunt eu de aici, pe la Milano am 862. 800? Da. Ai, mamă. Păi tu unde ești? Acum sunt... Sunt aproape de... De la Paris, ne-am trecut jos spre Milano. Cum în jos spre Milano? Adică... Nu, nu te înțeleg. Mai bine... No, mai bine las-o, că nu știu, că nu știu unde ești. Că nu, tot nu ne ajungi. Îmi dau-te pe Milano și ne așteptă Milano? Da, e ok acolo. Ne aștept acolo la Libelula, bun? Ok, mă uit pe... Să nu ne pune de 80. Yeah.
Găsiți fata? Da, da. Băi, nu găsiți, mă, o altă mai zis tu cu hartă. Reducem la 60. Okay. Reducem la 60. Intrăm pe autostradă. Reducem la 30. După ce am intrat astăzi pe autostradă, limita e de 90. Cum aveți mă până la Milano? 400 de kilometri? Da. Limita e de 90. Intrăm pe, coborăm pe următoarea autostradă. Reducem la 60. După ce am intrat pe autostradă, limita e de 90. Bă, nu găsesc mai liberul la aici, pe Milano. Bă, vezi că e mai sus de Milano un pic. Un pic mai sus. Aveți nevoie de combustibil? Nu. Eu nu. Ai la la Spinelli, mă? La ce? Spinelli? Nu, mă. Libelula? Nu mi-apare Libelula. Un pic mai sus, îmi zici. Sau, stai, un stai. Pic. E un național, dacă nu mă înșel. Am, vă aștept pe voi să ajunge și vin și după aceea pe voi, că mă văd pe... Dar vezi că nu trecem prin Milano? Reducem de viteză. Coborăm pe următoarea autostradă. A doi. După ce am intrat pe autostradă, limita e de 90. Deci până în Milano, da, ai zis, da? Cum? Până în Milano era. Mai sus de Milano, da, un pic mai sus, dar nu mult. Intrăm în partea a doua. Și le reducem de viteză. Gata, am găsit. Limita e de 60. Gata, am găsit, mă aștept acolo. Ok. Bine, poți să nu mai vorbești ca să poți să înțeleagă lumea, că poate zic și... să duci. Natalie. Limita e de 50, 30, 40. 40, 50. Da. După ce am intrat tot pe autostradă, vreau să limitai de 90. Tibi! Poți să-ți oprești stația, te rog eu frumos. Da. Ok. Ați intrat tot limita de 60. Coborâm pe următoarea autostradă. Țineți banda întâi. Coborâm? Da, pe următoarea autostradă. Mie îmi pune tot în față. În fine, hai că mergem. Bun. Aici cred că nu mai putem merge după GPS.
Limitat de 60. După ce ați trecut toți de curbă, sunt 10, ca să vă dau limita de... Limita e de 90. În spate? Da, da. Aveți grijă că cred că o să intre pe bandă băiatul cu un Volvo. Limitat de 60. După ce ați trecut de colegul, să-mi spuneți. Și nu mai apăsa pe X, că au de stație. A trecut tot? Da. Bun, limita de 85, 80. Salut cu stimul. Salut, cine intră? Alex. Alex. Salutare. Salut, salut. Limita de 90. Merge cum voi băieții? Merge cât de cât. Reduceți la 70. Merge cât de cât, dar faza e că nu avem membri, știi, care să vină și o să mă ocup de eu de asta când termin convoiul. Gata, băiat, acum intri. Ori intră tu, știi, te uiți care îs la convoi, care nu, ward direct. A, da, chiar, asta-i să vedem. Deci toți de aici sunt la convoi, da? Da. Mai convoi. Pentru ziua de azi. Câți kilometri mai avem? La minus 189.
189 bine, 188, așa. Este un kilometru mai în față decât. Da. Da, unde ați rămas băieții? Sunteți toți sau mai rădui din viteză? Stai așa că ei merg un pic mai încet, tu cum vă știi. Eu măr cum merge și Viking. Păi, nu, că, na, Viking să ține limita, adică. Gata. Limita de 90. Da, Night este. Sebastian este sau nu? Da. E aici Sebastian Capa. Sebastian Capa, deci nu... Dexter este. Da. Ciorcovei. Este, e aici. Da. Tibițu. Da. Viking. Prezent. Robi. Nu-i. Rareș. La băiatul ăsta nu pot să-i dau, frate, a avut un deces, nu pot să-i dau. Rareș Mihai. Cine-i băiatul ăsta? După că e tot Rareș. Băiatul ăla are bani. Rareș Mihai? Da, ăla cu albastru, cu NTC. Aha, și îi dau sau nu? Nu-i dau, că are bani. Ok. Sirec, Sirec... Nu e. Nu, Sirec n-ai treabă cu el. Că Sirec a avut treabă. Sprite? Na, mi-a zis băiatul că dacă poate intră, dar nu știu. Ok, dă-i că dacă nu veni n-am ce-i face. Învoire, am scris acolo, clar, învoire care să nu țină mai mult de o lună. Mai mult de o săptămână. Stoian. Bă, l-a văzut cineva din firmă pe băiatul ăsta online? O Stoian? Mm-hmm. Da, eu l-am văzut, dar... Da. 23 de ani are cică, dar nu răspunde la mesaje, nu. Merc? Nu ia. Merc e nou. Merc n-ai treabă, că e nou. Bă, am ajuns la destinație. Cum? I-am ajuns aici. Nu, bă. Și noi imediat ajungem, mai mult, mai avem găsit, un pic. Am găsit și la de parcare, când să ne parcăm. Vedeți că ești mașina? Normal nu, mi-a stat aia de mie pe a băgat pe pe. Trebuie să dacă trezești după ce ești de pe colonul ăsta. Gata, am dat avertismentele. Acum mă ocup de promovare, astăzi să mă uit eu cu poze video. Ok. Dar ce ne-am băgat aici, că n-am înțeles? Așa, am crezut că trebuia să părăsim autostrada, dar nu, era pecure. Da, mi-e văd din el, nu știu de ce m-a băgat pe acolo, ce sunt treabă. Avem drum cu plată, reducem la 50. Distanța 30.
că de când am plecat și când am ajuns. Cum? Pozele de ieri, mă uit la alea când am plecat și când am ajuns. Ea. No, și cum e? Super tare. Până e și faină. Limita de 90, după ce am trecut tot. Bă, băieți, ce vă rog, ați văzut și data trecută că ne-au venit membrii noi. Scrieți și voi dacă vedeți postarea pe Facebook, pe grupuri, scrieți și voi. Reducem viteza. Reducem viteza la 40. Spune acum. Acum. Auto, frate. Acum. Și cum mai avem? 70. Stați, bine. Alex. Da. Spune acum că n-am înțeles. Bă, să scrieți și voi recomand acolo în comentarii că așa ne cresc șansele. Da. Se pregătește limita de 90. 91 un coleg. Ah, da, trebuie să ne mai vină un prieten de al lui Viking. Are 22 de ani, 23 și 23 de ani. 23 de ani. Și o să vină și el. Reducem viteza, părăsim autostrada, reducem viteza la 50. Pe ce loc suntem? Pe 22. Suntem live pe YouTube. Salut pe YouTube, Alex. Salut. Limita de 80. Și e cineva pe live? Păi nu știu că nu m-am uitat. Au fost câțiva, cred că vreo 7, nu știu. Reduceți viteza la... Mă miră, fapt. 40 și lasezi generatorul și la prima. Următorul sângerătoriu, ieșim la a doua. Îmi place că prindem dimineață, știi? Și putem face poze ca lumea. La următorul sângerătoriu, ieșim la prima. O să fac în seara asta un slideshow cu pozele de la convoi, să vedeți ce șmecher o să iasă. Și să dați un like pe YouTube acolo, că o să-l postez. Un videoclip de la gen cu poze? Nu, un videoclip de mai șmecher din ăsta, cum e șmecher, cu poze de la convoi, știi? Facem la dreapta. Bun. Hai că vă văd. Am ajuns la destinație. Intrați și vă parcați. Uite, ăsta da loc. Vezi, aici ai unde să parchezi, bă băiatule. V-a făcut doar traseul? Păi? Cred că mi l-am făcut singur. Bă, parcă-ți vă știi în stiga și în dreapta. Bă, da, mă încurcă remorca asta, mă, dragă mea. Să nu vă apropiați așa de mult, așa, lăsați un spațiu cât să deschidă ușa, bun?
ca și cum ar deschide ușa. Așa, să, să mă aliniez un pic. Cam atât, stop. Poți și mai în față, dacă poți. Gata, poate deși să-mi aprobe. Deja... Atât. Așa că... Trebuie să... Trebuie să văd cum e și tot. Așa, perfect. Am zis să vă parcați pe rând. Nu vă îngrămădi. Bă, a... cum ați fost în convoi? Așa vă parcați. În fine. Viking, așteaptă să se parcheze ei, dacă nu te parchezi lângă ei, știi, că ai mai multă precizie așa acolo. Okay. Sau dacă nu, Ninel, du-te un pic de acolo, să se bage un pic cu față și să se ghideze. Alexe, vezi că intri în asta, în DXR. Alexe, să se parcheze el, după te parchezi și tu. E bine așa? Da, e ok, perfect. Da. Perfect, perfect, bun, perfect. Ștefan Muji, Remus Muji, hai mă scrieți. Hei Alex, mai ții minte Nana, fetița lui Ștefan? Ceau Alex, sunt verișoara lui Nana și mă numesc Lea. Eduard, ești da. Pe Discord acum? Ești cam departe. Da, da. Da. De ce? Eu ți-am scris ceva în privat. Și răspunde acum. Uf. Bun băieți, eu pe Instagram mă numesc ca și aici EDWARD bară jos FMH EDWARD bară jos FMH. Știți de ce vă zice asta? Știți de ce vă zice asta? Ca să-i dați report la acolo. Stai, nu, stai, nu mă băi, nu. Bă, care, bă, bolangiule. Nu mă, dar au spus un băiat înainte că ce, cum mă numesc, cum mă numesc eu, puu! Și n-aia, nu știu cine a zis. Ia uite băieții mei aici, frumos. Ai intrat pe live? Da. Nico, bagă-te un pic mai... Îndreaptă-te, că nu ești drept. Și Dexter, Dexter e ok. Bun. Sebastian, dă-te un pic mai în spate și îndreaptă-te. Să fim toți egal, bun? Aoleu, au pus urmea că te căninge, bă! Mă bate la cap cu zopada. Ios, bă, ce s-a pus mâncația în gura ta? Na, uite, vă arăt și vouă să... Măcar văd și zopada, vreți să vă arăt? Mă jură, e de afacere. Oha!
Dar pun ceva, bă. Lasă-ne, mine nu ne mai face în ciudă. Lasă că cât am așteptat de pe zăpadă. Chiar nu avem, avem și noi România de pe zăpadă. Da, că eu de-abia văd, odată la 3 ani, dacă văd. Gata, a, eu mai să ne parcăm. De ce nu ziceți nimeni nimic? Parchez pe... Mic loc. Bine așa? Da. Încă ești pe live, Alex? Stai puțin. Care sunt ăștia care vin în coamă? Nico! Dar ce te-ai dus, mă, încolo așa? O, de convoi lui Ana, că n-ar vrea cu noi de acolo, mă. Corciovei! Dă-te mai așa, că nu, nu ești ok. Să fac și eu poza, că altfel nu pot face. Ia, ia, ce-i cu ăsta? Vine să... E de la convoi, de când am plecat cu noi de atunci. Păi fut, noroc, bă. Ce vrei acum, mă? Fiate, stai, te-ai rezolvi, îi las să fac un pod, îi las să fac vreo poză, atunci am măsut pe ei pe mine. Nu, ăștia nu sunt de la ăla, mă. Nu, Daruco Polska, e Polska. Da, da, și erau polonești, dar nu erau 397, go, go, go. Ce 397? 397, stai. 397, noi n-avem, bun, mă gândeam eu. Ce-i cu ăștia? Haideți, bă. Am de șeagă. Go. Uite, bă, vedeți, ăștia au, îți ordonați, mă, cavaș. Nicu, nu te duci, bă, Nicule. Uite, și-au făcut camionul fix la fel, toți. Eu văd decât doi, nu știu de ce. Păi ei doi, până acum, cât ți-ți dau? Dar auzi de pe mapă. Auzi de pe mapă. Mamă, ce bine de acolo mâncate aici, gură. Ne-au scut pe ăștia cu mamă. Ia că mai vin. Ia uite. Că vin toți, ia uite acolo. Hai, hai, Curciovei, hai, Ciur. Ce se întâmplă, mă? Bă, Nicule! Bă, Alex, așa am pățit și la când am pornit. A venit un convoi și ia, uite, vezi? Ești pe live, nu? Acum, acum, intru, stai așa. Intră să vezi, mă, ce e aici. Nu e intrat în da. Ăsta, nu. Și ce fac ăștia, frate? Intru în voi? Ia, nu, ești aici, dar na. Ia, cât ți-s? Sunt mult, sunt peste 20. Sunt 2, 4, 6, 8, 7. 10. A, dați două rânduri de covoaie, cred. Ai, mamă, cât ți-s, bă! Ia, păi... Ia, un salare diferit. A. Asta are aia verde, poate ceva mai... Acolo e tot ansamblu, să-mi bat pula. Trei cantieri sunt acolo, să mă arăm veta de nu. Care copii cu camioane de-alea. Ia uite-mi cum bulangiu. Ăla zici că e Nicu care-i întâlnei. Da, uite că mai vine unul. Ai de capul meu, și ăștia vin, bă, tu ești prost? Mâncate, ce-i înseamnă în partea fără număr? Bă, mai vine un convoi cu ei, tu ești nebun? Bă, suntem aici cu linie de convoaie. Și-am trăit palmii, bă, sunt ca la cineva. Ia-o tăi coaie. Hai că pot stăm, am, ia, colaborare cu polonezi. O dat ceva întâlnire aici și noi nu știm. Da. Cred că... Bă, băiatule, bă. Futu-vă Dumnezeu, vostru. Te bag între noi, bă. Aoleu. Eduard, ia dă-te cu camera mai încolo, poți sau nu? Unde mai încolo? Cam o idee. Mai în spate. Mă dau dacă vrei. Mă dau. Rea, mă, frumos. Mai vin și eu iași. Dar voi vedeți că juniorii au altfel de camion. Ce juniorii? Uite ăsta. Da. Da, are altfel, da.
Da, mai bine că ne facem și noi prezența pe acolo. Dar asta ce de cu are camionul altfel, e mai special, ce poate? Bă, să, bă, cei de la convoi, băieți, băieți, ascultați-mă, toți să scrii, să scrieți acum în chat, we represent România, Romania, we represent. Ai de zi. Ia, ia, așa ca mine, hai. Și place live lui Edward. Ia, ia să vedem. Ce face? Ce ai zis? Îmi place live-ul ăsta. Lagul? Stai așa că îl distinguiești pe Facebook. Live-ul? Ui. Sau lagul? Ce lag? Păi, nu e lag. Oh, 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 că e... Hai de cap meu, nu, gata, bă, 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 oh, prr, oh. Oh, las, las-o tot. Mi-a luat pe 35 secunde, stai așa. Ia, ce că o scris la șarap. O scris S-H-A-R-A-P. Da, atunci n-a tată de aici, ca să vezi cine-i român. Gata, 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 oprește-te din el. Gata, hai. Un cat ce-și gura ta, dar ce au venit mă acolo, lotul stelei, să-mi bag pula. Ia stai mă, dar ăștia ce camion au? Ninele, gata, da, ninele. Mă. Gata, m-am pus frână. Nu mai fac. Bă, dacă sunt, frate. Mamă, de ce sunteți băgăți în game-ul? Ăștia intră noi. Îți deja, aolo, când s-a apucat. 5, 5. 5, 5. Da, voi vă dădea seama să vină ăștia în același timp cu voi să nu puteți parca de ei. Păi, nu m-a fost rămâi. Era ceva liderul, mă. Cine? Te uiți pe live, Alex? Da. Ok. Sorry, I checked it. And we're 49. Ok. Ea la început s-au dus. Hm? Ea la început, că mai erau unii aici. Cred că i-au fugit de frică. Păi eu ea cred că erau de la alt convoi, știi? Sunt spatele nostru. Sunt pe lângă noi, mă, pe aici, unii. Nu, bă, dar au convoiul mișto, mă. Îl au. Uite, așa aș vrea să avem și noi. Că poți să faci poză. Bă, băiți, dați tura și să ne punem lângă ea. Dar nu putem. Dar nu putem pentru că e remorca acolo. În fine, rămâneți așa. Auzi, băieți, și voi ați fi mesajul ăla. Ce mesaj? Dacă nu e mișcă, în următoarele minute de aici o să fim dați afară toți. De ce? Nu știu, eu vă las kick, mă. Please move. Păi scrieți în chat. Scrieți în chat să... Nu vă las kick. Da. Black, oh. Ha! Zee, eu nu te scriu logistic. Ha? A scris ăla ceva pe chat. Mă zic, Siri. Ce-o să-ți? Zee, eu nu te scriu logistic. See you! Mm-hmm. Sau see ya, nu mai știu. Știe mai știu, Edward. Good job, guys. Yeah. Ce, dau ăștia note mâncava așa? Nu, scrie de la 10 la 9, la 1, la 0. A, poza. Au! Au!
Hai de gata. No, c-a pornit ăla. Fă-t-o în gură. Da, chiar. Ai făcut poze, poze ente. Bă, pătiși, prost ăsta-i admin. Mario, ăsta-i admin, mâncau așa. Tu unde știu, mă? Pentru că are aia de la Tracker SMP, ăla e... Nu, a, da, ăla e da, ceva da, plătit. Aia, da. Dar cred că ăla e ceva plătit, știi? Da, ce vrea să facă? Să parcheze? Ce dai cu face la urmă? Bă, ăștia, uite-te ce drept și noi zici că avem Parkinson, așa. Nu, mă, dar trebuie să facem un tir special pentru asta. Da, faza e că voi nu vă puneți drept. Asta e toată problema. Este un drept cu tine. Ia, 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 Eduard, ia, uite puțin la insignat. Dă-i, dă-i, dă-i mai jos, te rog, să le văd tirul din față, un tir din față. Lasă-mă puțin mai jos. Ce e ce insignă cu aia? Nu... nu, la ei, la ei vreau să văd în față ceva. A... nu la ei nu știu, mă. Ei nu au farurile, știi, pentru că au DLC de aia. NTC Viclag Sirniki. Da, tot am înțeles, bun. Polska, Polska. Polska, coleg. Bine, două secunde. Andrei! Andrei! Bun. Off engine. Turn off engines. Ia. Opriți și voi motoarele, ia. Opriți motoarele, uiți. Și dezactivați avarele, vă rog eu frumos. Opriți, opriți. Corciovei și Tibi nu le aveți oprite. Ba da, ce mă, barile? Nu, motorul. Bă, da, ba da, mă, da. Da, ce? Coaie, a sărit sub pe mine să-mi bag pula a fost acitit. Mamă, cum arăt! Băi! Băi, coaie! Băi! A sărit sub pe tine. Mâncați-l în gura ta. Debi are formatorul. Cine, mă? Debi. Da. Da, da, acolo. Debi, că i-am luat motorul de ăștia, ca să-mi iau de... Hai. Ia văzut urmă, are ce-am deschis să-l tau. Da. Cine e cine e Ștefan Muji? Nu știu. Dar nu vorbești pe stație și pe Discord și așa de naș. Pasă, băi. Vorbim pe Discord, mă. Gata, tati, bă, mă scuzați că vă sună, bă, frate, da, pe oameni. Ia te să duc. Ce dă tot darul ăsta, mă? Ha ha ha.
Interes. De ce m-ați două ori? Eu sunt Ștefan Mujic. A, tu ești? Nu mă mai scoateți. A, tu ești? Păi ai comentat aici ce ai comentat. Păi ai comentat aici ce ai comentat. Să nu dăm și noi. O comentat Remus Muj. Mă mai scoate. Remus Muj a comentat. Nu, că cred că fetița lui fetița meu, cum am distribuit. O spus ceau Alex, sunt verișoara lui Nana și mă numesc Lea. Hai mă scrieți, hei Alex, mai ții minte Nana, fetița lui Ștefan. Da, 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 cum am distribuit fetițele, au scris, am o fetiță și eu și cu verișoara ei au început să scrie. Aha. Ah, ok. Ce fac ăștia? Bă, hai să facem și noi pozele noastre. Mamă, ce șmecheri suntem. Mai te uiți pe live, Alex? Corciovei, nu ești drept. Nu ești deloc drept. Ok, porniți motoarele toți. Dar opriți becurile. Vă opriți motoarele și opriți becurile. Ce faci asta? Păi, ce faci ăsta, mă? În fine. Bun. Să porniți sus motor, le-ați pornit? Alex. Alex. Așa că... Bun, băieți, porniți motoarele, vă rog eu frumos. Că nu vă auzeam, știi? Mamă! Acum veniți alții, bă? Aoleu. Bun. Ready? Da. Ai făcut poze? Acum fac din toate pozițiile. Cine ai făcut de... care are becul aprins? Să l opriți, vă rog eu. Ce? Opriți becurile toți. Ce? Am încercat să-l opriți, dar nu știu cum. El, de pe lui. Da, am dat și nu, astea mi-s... Așa, e... ce știu eu. Păi, nu, gen... Gata. Așa, așa, perfect. Da, dar totul mi s-a prins alea, știi, primul jur, vezi? Aia vreau să fie aprinse doar alea, știi? Bun. Alea așa s-a prins, pentru că când pui contactul și așa e și în realitate. Nu, bun, și-a cum? Tibi, acum și-a prins, pe el nu avea. Sebastian, îndreaptă-ți roțile... Și să-ți oprești farurile, te rog eu. Sebastian! Cred că adorme la bocă. Sebastian! Da! Da, la sau nu, mă? Hai că asta... M-auziți, mă? Da,
Oprește farurile, te rog eu. Așa, și îndreaptă roțile. Ăla e. O să îi dau pozele astea lui Viking să mi le facă un pic perfecte, știi? Nu știu din partea asta mi-a o fotografie. Din? Din un... Că nu știu cum să mă mă... Stai liniștit, fac din toate pozițiile, să aveți ca lumea. Da. Eu nu înțeleg cu oameni de genul, frate, și am făcut firmă până și cu numele lor, Edispedition. Ei, furată în pui mei. Edispedition s-a închis acum mulți ani, în 2011. A fost cea mai mare firmă din Europa. Da, când a murit Edi, a fost gata. Care e Edi, mă? Deci Edi ăla care a avut firma aia, Edi Spedition, a murit acum mulți ani, făcea bani pe firma aia, mâncat să-și fai, mă. Dar e firma reală, de aia spun. Na. Adică făcea bani gen... Vezi că ai luat Kick Viking, oricum am apucat să fac pozele, e ok? Da, convoiul s-a terminat, dacă vreți să mai stați la... curse. N-am dus niciunul că plecați acolo. Hai și tu, dacă vrei. Ca să știți că toți cei care ați fost la live, la convoi, ați primit șofer profesionist. Și în continuare o să mă gândesc cu ei doar cine va fi helper. Cu ei dăm gradul de helper. Ce pot să vă zic în continuare, că vă mulțumesc că ajutați. Deci când atunci gradul lumearcă sau... Ce mă? Ce zice? Lumearc, ce facem cu el? Merc e nou. Merg, ce dau zăpadă la ora asta. Bun, băieți, ce ziceți? Ne punem acum să facem curse? Da. Toți care suntem aici la convoi. Da, toți. Să facem că aia din Alf, din Phoenix. Nu mai e șmecheri aia și nu putem să fim șmecheri mii. Păi. Hai. Dar așteptați să mergi altfel, firul. Să ce? Ce tir? Că mașina asta nu am ce fac. Da. Astăzi e tirul. Da. Păi de aici oricum ne împrăștem toți, știi? Da, dar să ne luăm, măcar să plecăm toți deodată dintr-un loc. Da, Viking! Luăm toți o cursă de același kilometru și... Sau bă, hai să ne facem o cursă pe Strasburg, toți.
Degeaba că nu poți, nu. Eu nu mai pot să fac. Eu plec de acasă. Ok. Unde pleci la ora asta? Plec cu taică mea. Păi 10 acolo, la 11 trebuie să fii în casă. Da, da, noi mergem până la până în Ungaria, merge la lucru și tura asta mai aș pe mine cu el. Cum de? În Ungaria. Nu zic cum de, adică nu știu, pe vremurile astea nu știu dacă ai cum să te deplasezi așa ușor. Nu, a vorbit deja cu Vameșul și mă lasă. În fine, în fine. De unde ești? Din Zalău. No, fain. Care se mai lua Chimo? Hai, men, din Zalău. Ești pe frații Hyman, Sebastian? Pe? Pe Hyman din Zalău. Nu. Mă miră faptul. Da, hello? De ce mai ceam? Luăm cursul sau? Da. Nu ai două curse la tot. Na bun. Ne vedem mâine. Ciao. Salut. Și voi cum v-ați teleportat? Unde? Habar, pe dintr-o dată a zis Rudy. Unde să ne teleportăm, Viking? Habar, a zis părut cu camioanele de lângă mine. Nu m-am zis cineva asta. Aia, bă, că nu mai ești lângă tine. Unde-ți? Zic, dar dacă au dat o secundă, am întors cap. Păi nu, conectează-te iar că o să ia și Corciovei o luat kick. O să legă de 3. Ce fierul figurii. Hai să vedem până unde luăm curs. Până în... Hai, zi de câți kilometri ca să nu se la fel. Și când am... 1200 de kilometri, hai să vedem. Ne la cu remorca noastră, mă? Da, cu remorca asta, da. Eddie. Da. S-a băgat prietenul ăla meu pe server. Hai că mă ocup eu, hai că dau eu testul cu el. Acum, nu știu câți kilometri mai are și... intră cu tine. Stai așa să vedem. Cum îl cheamă? Alex. Alex Prățilă. Da, a intrat pe canalul ăsta, pe server, pe serverul de Discord. Server Rafael. De Discord. Rafael Kira. Bă, unde aveți curse, mă, voi? Dar nu-i intrat, eu nu-l văd pe aici. Nu-i pe Discord la noi, că nu i-am dat. Da, dă-i să intre pe Discord. Cine s-a intrat de Discord, bă, de pe Discord? Un prieten de-a lui. Aveți mă curs la Amsterdam, da? Din Milano? Dar nu, că fiecare și-o cursă și-o parte doar. Ah, nu tot de una. Aha. Eu deja am până de 1200, ca atât așa. E din ea de 1100. Dublă. 1200, 1100, nu contează, tot acolo e. Hai că eu am luat-o. Bun. Te deșteaptă încă m-am dus în loc să-mi iau înainte trailer. O pierde una, două. Atenție, sunteți pe multiplayer. Aveți grijă să nu întreceți limita. Ah, stai bă, că nu-ți bă transbuc intrat. Na. Bine că mi-ai zis de limită, ca să nu mi-am zis aminte. O, ce ai cursă degeaba? Chiar, eu știu că l-am pornit, dar nu știu dacă chiar e pornit.
Cred că n-am. Viking, să-i spui lui prietenul tău să intre pe serverul de Discord și vorbesc cu el, bun? Da, da, te invitație. O să accepte. Na, bun. O, bun. Mersi. Na, bun. Mulțumesc. Ia. Yeah. Plecat. No. 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 Moare de grade. Viața de cartier, RPG game. RPG game. Cine e? Hă? Nu știu. Ok. Băgai și voi o melodie acolo și așa se întâmplă acolo. Fondat. Ce timp e, mă, de nu pot vrea? Direct! Care s-a din fața mea, mă? Hai, asta e doar. Nu, că eu ies și intru pe single, știi? Mamă, dar cine onorează prezența, domnule? Domnul Sirec, domnul Sirec, să trăiască! Perfect! Cum am ajuns să mă uitam la live-ul? Cine e live-ul? Ah, tu ești RPG? Da, da. Sirec, așa, acum Sirec, da, bun, așa băiți, ai încercat să faci, de fapt, vorbim noi imediat, bun? Ok. Bă, eu am avut învoire valabilă, i-am trimis deja lui Panait de ieri. Așa. Deci... Oricum, tu n-ai luat, adică... Nu, dar i-am scris, dacă nu știu că s-a uitat, i-am scris în privat. Da. N-am scris în grup, dar i-am scris în privat, că e ceva mai așa, da. Așa... Și m-a oftit că nu mi-a pus kilometri aia, bă, gamea așa. Ce-a fa... De ce? Adică... Da, cu eroarea aia. Tu ești pe Traxbook? Da, ui. Cine? Da, și nu mi-a pus aia de azi, am mai și pundus 4 ore de mi-a venit rău. Ai făcut actualizarea? Eu nu știu la ce te referi actualizarea. Of, stai așa. Oricum îmi zice că am violat regulile. Ce reguli? Uite, viteza maximă am de 97 de kilometri, 2% doar damage. Ei, nu se dea ce eroare aia. E de la ei. Clar, de la ei. Să schimb, ai încercat să-l dezinstalezi și să-l instalezi iară? Nu, dar vezi, în aplicație la registru nu mai mi le arată, mi le arată decât pe site. Așa. Da, înțeleg. Încearcă să-l dezinstalezi și să-l instalezi iar, te rog eu. Cu tocmai de-aia am făcut aia azi, am zis ca să recuperez și uite te ești. Te înțeleg, stai, nu știi că nu-i nimic. Păi nu e, da, mă te oftici, știi? Ne, bă, da. Cine e pe locul 1 ca kilometri azi? Cum locul 1 pe kilometri?
Adică cine-i pe... Uită-te, uită-te pe sai, nu? Cocovice. Nu, bă, l-am luat eu! Sunt eu, băi, te-a sai, că dacă Cocovice are 5.000 de kilometri, aproape. Are 4.000 și am 3.000, ies pe 2. Cu 3.353. Mă, de vreme eram eu, n-ați de convoi. N-ați de convoi, mă, mai... Nu mai merg, e vorba aia. Ea doar știe bine cât conduc. Aaaa, ce mă dau în spatele. Eu plecam fără încărcătură. Vedeam. Vedeți bine sau trebuie să intru pe banda a doua? Da. Înainte, până n-ai curs sau... Tingili tangala. No. Este să-mi bragă să ducă la zupă de la ora. Da, băi. Cine am? Dar nu cred că au voie. Dar nu este, este când vrei. Ha, bă, ne ziceți ne pe locul 1? Pe locul 1, pe 21? 50 de kilometri. Bă, pe 8 februarie vei merge la școală, bă. Eu scap, am scapat de școală, băi. Știi, mă, are mă 15 de aici sau sub 18. Și Alex? Mai e cineva, mă, sub 18 de aici? Da. Eu. E, da. Da, eu am 16. Bă, bune, băi, bă, care bune, bă, bune, din, da. Din firmă? Care cheme din firmă? A, cum îl cheamă? Tu? Eu, mă? Dar cine? E, tata? Ia 19, frate. Du-te, mă. Mă jur. Du-te, mă, vezi de treaba ta. Cum, câțiva timp mi-ai zis, cât mi-ai zis? Ia uite-l, mă, la el, mă. Ori ăla la scripirea, nu, cum îl chema pe ăla, mă? Nihai ăla, Rareș. Pe ăla, zice, 14 ani. Păi da, frate, 19 ani. Eu, T-Rex, Virgin și ăla cu Viric, acum dacă îl cheamă, și cu Pana aici, ce-i mai din firma asta? Sirec cât are? 35. 32. Nu, stai. Sirec, tu cât ai? 32. Viking? 33. Fac 33 ani. 36. Deci, băieți, suntem top. Adevărat. Veteran, veteran de război suntem. Suntem vreo 4-5, cei mai mari din filmă. Restul mici, sunt 18 ani. Tași, bă, că conduc mai multe camioane ca tine, tași din gură. Gata, că am șters, am adică. Trax Books. Păi eu am condus și Trax în multiplayer și le-am instalat pe amândouă. Pe site dau refresh, mai profit. Zibetor, ok, adică. Și acum încearcă să faci o cursă mai scurtă și vezi dacă îți merge. Ce vrei, bă? Ce vrei să-mi zic, că te-am întrebat pe ăștia. Zic, am condus mai multe camioane ca tine la viață. Cred că n-ai condus niciun camion. Realitate? Da, realitate, da. Ia stai să zic, poți să zic și eu ceva? Spune, te rog. Dar la single player, nu e că dacă depășești și limita prin oraș, poate nu ți le pune? Nu e adevărat, nu. Asta nu. Sau ce? Nu, deci, nu trebuie să depășești de 100. Știi? Nu, n-am făcut. Poate no. Că n-am cântărit tirul.
Chestii de genul. Cam da, cred că da, nu știu. Nu știu sigur. Ce, dacă nu intru la mi-e rei. Altfel nu mi explic, de nu mi-a pus deloc cursa, nici la race, nici la nimic nu mi-a pus. Încerc eu odată să trec până la un, să mă duc în România la o vamă, să-mi iau așa să trec să, fără să văd dacă e din cauza asta. Da, nu cred. Mamă, ce altfel nu-mi explic, căci când am rulez, că am violat regulile. Că... Zic că îi violez eu, da, pe ei. Mamă, cât sunt. Mamă, dar rei sunteți, bă, băieți. Vorbiți numai rei. Băieți, ce să facem, mă? Nu, sunt 100 băieți. În așteptare pe simulația, nu. Eu sunt pe simulația pe 2, bine că m-a băgat pe la Duisburg. Eu sunt pe 3. Da, pe 3, pardon. Și eu pe 3 cu colegii, mergem prim. Ia să iau o cursă mică, să vedem. După... A rămas de convoi, nu? Băieți, vei, eu vreau de seară faină, spor la kilometri, tot ce vreți voi, multă sănătate. Bun cu patru. Salut, ceau. Ia te-ai bun și camere să mă apor, că te țin când vreau eu să trec. Adevărat, fără. Dar nu stau eu rupă un semafor, ia. Corciovei că omoară pietonii, nu, nu-i mai pune cardul la regulă. Corect! Dă-i impui imediat.